Bine m-am prieteni! Când nu muncești până la 37 de ani, singura opțiune rămâne socialismul. Pentru că socialismul nu se bazează pe munca ta. Se bazează pe munca ălorlalți, care nu e așa, musai să fie solidari, din tot felul de motive ideologice, în cazul domnului Ciolacu, cu lenea ta, sau cu neștiința ta, sau cu nenorocul tău, sau cu non-cheful tău de muncă. Primul discurs al premierului desemnat Marcel Ciolacu. Pentru cei care aplaudă venirea PSD, venirea lui Ciolacu la guvernare, la fruntea guvernării, ei bine, ei bine, voi ar trebui să aveți câteva tremolouri. Pentru că primul discurs al premierului Ciolacu, da, este cam așa. 1. Se atacă piața liberă. Este o nebunie. Da? Adică, după ce ne-am chinuit, v pe pe vremea înăstase, să demonstrăm tuturor că avem o, o economie de piață funcțională. Vine domnul ăsta din Buzău și spune, domnule, piața liberă înseamnă speculă. Da? În momentele de criză, asta înseamnă speculă, nu piața liberă, trebuie să regleze locurile de muncă, etc. etc. Wow! Adică, dintr-o dată ne-ai băgat în congresul al 14-lea al Partidului Comunist Român. Piața liberă este inconfortabilă pentru aia care nu au chef de lucru. Este și argumentul suprem cum că nu avem noroc noi ăștia care nu avem chef de muncă care am făcut o facultate a aiurea, ecologică, Spirul Haret, chestii de genul ăsta, care n-am muncit până la 37 de ani pentru că am visat, care am terminat și facultatea de bombă la 28 de ani, adică domnul Marcel Ciolacu intră în paradigma asta. Să ataci piața liberă înseamnă să ataci, practic, fundamentul unei societăți dezvoltate. Noi am avut dintre ăștia, vezi Nicolae Ceaușescu, care a spus gata cu piața liberă, Face partidul ceea ce trebuie să facă economia normală. Ei bine, am dat chix. Ciolacul vine și împănează toată atmosfera asta de, de mare vijelie entuziastă a socialiștilor cu niște elemente care ar trebui să ne dea fiori. Doar Aurul a îndrăzit să spună ajungem, naționalizăm statul în toate, partidul în toate, în toate cele ce sunt. Aurul. Marcel Ciolacu nu este foarte departe de asta. Apoi vine și spune, cum să zic, minciunile alea mari. Știi, Goebbels zicea, domnule, dacă minți, să minți enorm. Dar Goebbels era șeful, ministrul propagandei naziste. Ciolacu nu părea a fi. Ok? Și vine și spune, gata cu traiul pe datorie. Băiatule, păi, traiul pe datorie, când spui chestia asta, trebuie să te uiți către Câciu, alt buzoian pe care l-ai adus așa din neam, și care a fost ministrul finanțelor. Ministrul finanțelor care în primele patru luni a luat 8 miliarde și jumătate de euro împrumut. Adică noi am făcut mai multe datorii cu voi la Ministerul Finanțelor decât cu oricare alții, inclusiv în pandemie, când trebuia să găsești banii să, să cumperi tot felul de lucruri spitalicești. Omul nu are nicio treabă, se uită în, ochii tăi, te minte în față și lumea aplaudă. Traiul ăsta pe datorie și o nu are cum să l înțeleagă. Da? Sigur că toată lumea urăște băncile, dar din ăia numiți toată lumea, o grămadă stau la coadă la bănci să-și iau un credit pentru mașină, pentru SRL-ul ei, lui sau pentru mai știu eu ce casă sau televizor color. Băncile, așa insuportabile cum sunt, au, au ceva esențial în economie. Faptul că te creditează, îți dă bani. Nu trebuie să mănânci o viață întreagă iaurt cu cord ca să-ți faci un SRL Mergi la bancă și spui am o idee, cred că pot să fac profit, dăm 10 lei și o să-ți dau 50 de bani pe lună Aia e linia de credit Fără bănci economia nu se dezvoltă Este insuportabilă chestiunea pentru un socialist Cum adică exploatarea omului de către om? Sigur că da Doar că nimeni nu spune treci la bancă cu pistolul la tâmplă Vrei bani, n-ai cum să-i ai dintr-o dată prin munca ta. Pentru că nu poți să muncești dintr-o dată, să spui, muncesc luna asta și vreau 300.000 de euro să iau o casă. Nu, nu. Muncesc luna asta, iau 1.000 de euro, iau de la bancă 300.000 de euro, dau 500 înapoi, 30 de ani sau câte o da. N-are cum să înțeleagă cu chestiunea asta atâta vreme cât el nu folosește cardul. Înțelegi? Cardul. Bun. Vine după aia cu altă gogomănie. Domnilor, ne-am săturat să fim sclavi Europei. Asta e foarte periculos. Foarte periculos pentru că arată cumva imaginea unei Europe hrăpărețe care ce să faci se hrănește din sângele, din munca, din seva poporului român. E adevărat, românii au printre cele mai mici salarii din Europa, dar asta nu se datorează Uniunii Europene. Se datorează politicilor tâmpite pe care guvernanții le-au făcut de 33 de ani încoace. Bun? Să vii să spui că sunt sclavul Europei pentru că am salariu mic și să nu te uiți în oglindă, asta mi-arată că a început epoca populismului de partid și de stat. Socialiștii niciodată n-au fost altfel, în, to în toate țările astea din Est, socialiștii au venit să bulverseze societatea cu promisiuni de astea incredibile. Da? Vine Ciolacu și spune, domnilor, Păi, când termin eu chestia asta, toată lumea va avea un salariu între 500 de euro și la minim, da, adică 2500 de lei, și mediu undeva la 1000 de euro. De unde știi chestia asta? Ce faci pentru economie ca economia să genereze astfel de uh, salarii? Nu-și pune nimeni problema. Și probabil, Ciolacu s-a referit la aia de la stat. Că la stat nu e nicio problemă, vii și spui, băi, de mâine se măresc salariile. Și după aceea te uiți către către privat și spui, ia Gidi ghidi, ghidi, cum făceau ăștia în filmul ăla cu capra cu treiesc. Ghidi, ghidi, ia vină aici să vedem unde, ia de niște bani aici că trebuie să măresc salariul ăsta. Nimeni nu pune problema performanței, înțelegi? În instituțiile astea de stat, în funcționărimea asta imensă, în epoca digitalizării, da, tu să ai 1.300.000 de dintre ăștia. Da? Când pe timpul lui Ceaușescu, la 23 de milioane, aveai 800 de mii și acolo erau de aia care trebuia să, plinge, să plimbe hârsoage, nu aveau enter, nu aveau calculatoare. Bun. Chestiunea asta cu sclavii Europei ne va costa. Ne va costa pentru că este clar că spre asta se îndreaptă România, spre o ciufutoșenie, spre un fel de a da vina pe alții. Noi nu suntem de vină, noi suntem poporul primordial, getodac și noi dăm toată spuma Europei. Și acum Europa, uite ce ne face. Băieți, sunt teme false. Sunt teme false și dacă vă uitați la tot discursul tovarășului Ciolacu, o să vedeți că este un discurs de prezidențiabil. Adică vorbește pentru cei care ar merge la vot cu speranța că, iată, în sfârșit a venit cineva să se gândească la noi. Ei bine, nu e așa. Nu se va gândi la noi și nu se va gândi nici la oia care merg din aivitate să pună ștampila pe PSD. De ce? În primul rând, eu vă garantez că vor crește taxele nu au de unde să scoată bani, nu sunt atât de pricepuți încât să înțeleagă că economia, dacă o lași liberă, este de 5, de 10 ori mai eficientă decât o economie ținută în hățuri. Da? Vor crește taxele pe case, și acasă au și PSD-ști, care votează PSD, pe mașini, tax, mașini au și aia de care votează PSD, și o să vedeți cum se umblă la TVA. Nu acum, stați liniștiți. Acum fac tot posibilul ăștia de la PSD ca să fie foarte frumoși până în 2024. Din 2025, dacă vor câștiga și cu tot felul de pomeni la români, întotdeauna s-a dovedit a fi, a fi uh, o cale deschisă, da? o să vedeți din 2025. Primul lucru pe care nu l-au spus, dar există acolo la programul la de guvernare, este că până în 2025 vom vedea ce se întâmplă cu pensiile și cu pensiile speciale. De ce până în 2025 ca să nu și piardă mare aia de pensionar special. Că fiecare are o familie, are copii, are nepoți, și s-a făcut un fel de, hai să ce mutri 400.000 de voturi, numai din astfel de complicități. Sigur că nu mai spune nimeni că până în 2025, acele miliarde de euro de la Comisia Europeană, bani gratuiti, pentru economie, pentru marele proiecte ale României, vor fi blocați. Băia, dacă nu faci reforme, eu nu pot să-ți dau bani. Sigur că tu vrei să atragi electorat, dar trebuie să atragi întâi economie. Ori chestiunile astea ne vor costa. Dacă ai văzut o ipocrizie fără margini, programul nostru de guvernare este despre economie, despre educație, despre sănătate. Economia, am explicat-o, o rezolvă ăștia, o dau cu capul de gard. Despre educație, despre școală. Să vii să îți spui că trebuie să bazezi toată societatea pe educație. Când ministrul tău de finanțe, iarăși ăla din Buzău, a impus educației 2,1% din PIB, cea mai mică sumă, dar cel mai mic procent pus vreodată de vreun ministru de finanțe pentru educație în România, cel mai mic procent din PIB pentru educație din toată Uniunea Europeană și tu să te lauzi că ăla e, aia este prioritatea ta, înseamnă să fii un mojic, un mârlan. Adică mă minți în față, mă scui prin gură. Asta face domnul Ciolacu. Da? Vorbește fără nicio problemă despre educație, ca și cum alții ar fi fost la guvernare. Sigur că el are acum o dilemă. Oare cum o să fac dacă sunt premier și eu joc, am jucat tot timpul când am fost la guvernare da? ca în opoziție? Sigur că da. După aia vine să vorbească despre sănătate și sănătatea va fi o mare prioritate. Știți de ce face asta? Pentru că se pregătesc grevele din sănătate. Și atunci cumva vine să-i să-i cocoloșească. Băi, nu, nu intrați în grevă, că știți, eu la voi mă gândesc. În același timp apare și primul semn de șantaj la PNL. Ca să explicăm contextul. Pe surse, da, zice-se Iohannis a impus liberalilor să nu pună numele mari în guvern în afară de Alina Gorghiu, care s-ar putea să fie la justiție, deși nimic nu o recomandă, a făcut o facultate privată, cu nu știu ce, maxera sau doctorat pe la Hyperion. Ok. Ok? n de ce să o pui ministru, în afară de faptul că are relațiile în partid. Foarte bine cimentat. Și vine Ciolacu și are beculețele roșii. Hopa! Ăștia nu vor să sacrifice numele mari. Dacă nu vor sacrifice numele mari, dacă mi să ăștia de la guvernare în momentul când începe o tivălugă. Și dă, evident, un fel de un fel de uh, blackmail. Da? O pune în poșta neagră, așa, traducere literală. Domnule, dacă se gândește cumva uh, PNL-ul să iasă de la guvernare, eu vă spun că ne întoarce la popor face repede anticipate că eu singur nu rămân la guvernare. E un fel de a spune, băi, eu nu mai am pe cine să dau vina. Nu, 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 ăștia să rămână aici cu mine Să rămână aici cu mine ca să plătească și ei Adică este clar ce se va întâmpla Tot ce credem noi că va fi lapte și miere Vă garantez că va fi lapte și miere Râul ăsta în care și laptele și mierea Stau acolo frumos și se îmbățoșează ideologic Toate astea vor fi numai pentru ei Pentru noi vine o lume pe care trebuie să o plătim. Este lumea socialistă. Am plătit-o pe timpul lui Ceaușescu, o plătim pe timpul lui Și faza asta că uh, speculă și așa mai departe, vom lupta împotriva speculei, băieți, pe mai mari speculanți decât voi, în primul rând, nu este nimeni. Și doi, amintiți-vă că în 47, când au venit comuniștii la putere, primul lucru pe care l-au făcut a fost ca să urle împotriva ghilimele speculei, cum că Chiaburii, Sub sângele poporului și fac speculă cu produse esențiale. Suntem în 1947, dar avem comenzi pe volan. Acum depinde dacă ne mai lăsăm o dată, călcați în picioare. O zi minunată!